Bun, mergem mai departe. O să iau acest fișier cu ridicarea topo pregătită. O să-l mut aici în loc de topo. Și o să deschid aplicația pentru proiectarea drumului STRAM. Deci în acest video o să facem triangulația. Da? Deci după ce avem ridicarea topo, noi trebuie să facem o triangulație. Deci, adică o suprafață existentă, o suprafață a terenului. Pentru asta noi o să mergem la fișiere și o să importăm acel DVG în care noi avem ridicarea noastră, acesta. Așteptăm până se încarcă. Ok, după ce s-a încărcat, el tot desenul se încarcă într-un singur tip de linii și într-un singur tip de punct. Nouă ne trebuie să schimbăm tipurile de puncte și să identificăm câteva layere, de exemplu margine drum și gard. În cazul nostru, noi o să selectăm toate liniile și o să-i dăm un tip de 27, care o să reprezinte toate liniile din ridicarea noastră și o să căutăm aici MD, adică layerul margine drum. Vedem că avem aici și axa, am putea să-i dăm și la axa un tip de linie, nu 1, dar 2. Aici nu contează ce tip de linie, așa lucrez eu cu tipul de 2 pentru ax. Mergem mai jos, căutăm margine drum. Gard, da? Am găsit gard. Hai să-i dăm și la gard tipul de linie. Eu îi dau tipul 3. Ok. Mergem mai jos, gard. Probabil și la asta trebuie să-i dăm. Gardelem. Ok, și mai rămâne să găsim MD, da? De la margine drum. Acesta eu dau tipul 1. MD asfalt, MD asfalt și la asta putem să-i dăm 1. Da, vedem, deci asta este tipul 3. Da, tip 3, adică gard, dar nu vedem tipul margine drum să se reprezinte undeva. Hai să mai căutăm unde avem noi margine drum. Margine drum de ne, ia să vedem asta, s-ar putea să fie. Da, asta este. Da, deci, vedem, asta este tipul de linie 1, care reprezintă marginea drumului. Ok. Verificăm să fie în regulă peste tot. Aici la fel este, să-i schimb eu setările pentru cursor să se miște mai rapid. Ok. Și, de exemplu, aici, într-o zonă, cred că un fișier DVG nu are puncte. Țin minte, zona asta nu are puncte. Asta este. O să lucrăm fără această zonă. De fapt, noi dacă o să ridicăm zonele apropiate, o să se ridice și această zonă undeva, nu știu, aproximativ la zona care ne interesează pe noi. Bun. Deci cam asta este ridicarea deja prelucrată. Noi o să o salvăm, îi zicem aici în rădăcină și zicem un numele de ridicare. Ok. Următorul pas ar fi să ridicăm polilinele noastre la cota punctului, da? Că dacă, după cum știm, polilinele noastre nu aveau cota Z și dacă ne uităm, vedeți, unele sunt ridicate, unele sunt jos, da? Deci ridicarea noastră este la cota 0. Ca să vedem și punctele, o să mergem iarăși la setări, să activăm la vizualizare, în vizualizare simboluri 3D. Salvare, accept și acum dacă o să ne uităm, o să vedem și punctele noastre care sunt 3D, da? Deci aici sunt toate punctele noastre, toate simbolurile și aici ar trebui să fie și poliliniile 3D. Pentru asta noi o să mergem la editor, la lucrări lineare. Nu, de fapt aici mergem la control
control de suprafețe și cartografie. O să ștergem această suprafață, mergem la simboluri și adăugăm simbolul respectiv. Deci noi acum ce avem? Avem o suprafață, da? Și în această suprafață, în momentan, nu avem niciun tip de linie. Noi adăugăm decât simbolul respectiv care are cota Z și după asta îi zicem tot la cota, da? Deci toate restul de linii care nu fac parte acestei suprafețe, da? Dacă mergem aici la suprafața, da? Noi cum suntem la suprafața 1, nu avem niciun tip de linii. Dacă noi am avea aici tipurile de linii respective, el nu le va mai ridica la cota punctului, da? Deci aici nu trebuie să fie nicio tip de linie. Ok, mergem, dăm click pe tot la cotă și începe procesul de ridicare a liniilor la punctele 3D. Iar așa, având în vedere că tronsonul este foarte mare, o durează un pic această prelucrare. Da, vedem aici, s-a mărit la 37.500 numărul maxim de linii cu care lucrează aplicația. După cum vedeți, aici s-au înroșit deja liniile, înseamnă că de aici aceste linii au fost deja prelucrate. După cum observăm, aici numărul s-a mărit deja, da, de la 37.000 la 56.250, deci sunt foarte multe linii. Dar procesul s-a terminat, gata. Da, deci s-a mărit până la 56.000 și procesul s-a terminat. Dar nu vedem noi aici unde zice câte puncte au fost modificate, nu ne zice. Ok. Și acum verificăm dacă ridicarea noastră este ridicată la puncte. Da? După cum vedem, acum punctele sunt sus și liniile la fel sunt sus. Totul pare să fie în regulă. Chiar și zona asta s-a ridicat, da? Unde nu există puncte. Bineînțeles că s-ar putea să fie un pic de eroare, nu știu după ce principiu le ridică el, dar în rest unde sunt puncte, le ridică foarte bine, adică le ridică chiar la punct. Bun, după ce am făcut ridicat punctele, liniile la punct, o salvăm iarăși ridicare. Ca să o avem salvată. Și după asta mergem să creăm triangulația. Pentru a crea triangulație accesăm acest buton, da? Butonul de topografie. Și mergem aici la topografie și trebuie să convertim punctele din cartografie în puncte topografice. Da? Așa lucrează programul ăsta. Odată noi aici, în cartografie, aici putem să prelucrăm ridicarea, da? În format cartografic, adică puncte, linii, și după ce asta o prelucrăm, noi mergem în meniul de topografie unde deja creăm suprafața noastră topografică. Pentru asta mergem la topografie, la conversie și convertim din EDM în topo. Da? EDM asta e cartografie și top asta e topografie. Dăm click pe buton. Aici bifăm butonul ăsta ca să șteargă elementele EDM, că nu avem nevoie de ele. Noi deja le-am salvat într-un fișier aparte. Dăm click pe accept și el acum procesează, face toată operația asta de transformare din cartografie în topografie. Da? Și aici vedem, avem un rezumat. În total au fost procesate 104.000 de puncte, Z minim 529, Z maxim 1416. Aici la fel putem să ne verificăm, pentru că vedem că nu avem niciun Z pe minim, pe 0. Dacă era, atunci era o problemă. Bun. După ce am creat suprafața topografică, mergem mai departe și creăm triangulația. Bine, aici sunt mai multe opțiuni pentru prelucrare, modificare, editare, dar noi în principiu nu le folosim. Dăm click pe triangulație. Aici putem să bifăm această opțiune să șteargă elementele cu lungime maximă laterală. De exemplu, când o să se facă triangulația,
o să conecteze și punctul ăsta, de exemplu, cu punctul ăsta, da? Asta, în zona asta nouă nu ne trebuiește. Și atunci noi aici îi dăm o lungime maximă de 50, da? Și doar periferie, da? Dăm click pe accept. El acum o să-ți genereze, vedeți ce suprafață mare de triangulație a generat și acum face trim, da? Îi face așa un contur mai mic. Așteptăm până se generează triangulația. Ok, triangulația a fost generată, au fost șterse toate elementele din exteriorul triangulației. Și acum noi această triangulație trebuie să o salvăm în format, iarăși să o transformăm în format cartografic. Pentru asta mergem aici la topografie, conversie din top în EDM. Bifăm aici ce bifăm noi aici. Puncte de bifăm, puncte noi deja avem și la linii automate scriem aici tipul de linii 26. Asta eu îl folosesc pentru convertirea triangulației. Dau click pe butonul conversie și gata, s-a convertit. Ieșim din modulul de cartografie și avem aici deja triangulația noastră. O să închid tipul de linii 0, o să salvez tipul de triangulație în format EDM, da? Deci vedem aici avem ridicare și salvăm și triangulația dau un nume de 26, adică tipul de linie. Ok, după ce s-a salvat, mergem, ștergem tot din model și încărcăm, amestecăm, da, triangulația noastră cu ridicarea. Ok, ia să vedem noi ce lungime are tunsul ăsta, că... Deci în linie dreaptă avem 65 de mii de kilometri, da? Deci vă imaginați, este un proiect destul de mare. Ok, și asta este triangulația noastră, da? Avem triangulația, tipul de linie 1 care reprezintă margine drum și tipul de linie 3 care reprezintă gardul. În caz că mai avem nevoie și de alte tipuri de linie, le putem nota, dar în cazul meu nu am nevoie. Am nevoie decât de margine drum și gard. Ok, acum acest model îl salvăm cu un nume nou cu care o să lucrăm și îi zicem triangulație. Ok. Bun, gata, triangulația noastră este gata. Putem să începem următorul pas, crearea axului în plan.